CSA Steaua București și Invictus România au disputat miercuri un meci demonstrativ de volei înșezut în sala de sport Mihai Viteazul. La acest eveniment au participat și secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Marius Bălu, alături de comandantul clubului sportiv al Armatei Steaua, Mădălin Sorin Hâncu. Este un sport extraordinar, este un sport frumos și într-adevăr necesită foarte mult antrenament, în același timp e și foarte obositor, după cum vedeți, și transpirat. A fost chiar o onoare să fim alături de camarazii de la Steaua, de la echipa de profesioniști, și în același timp noi am fost foarte, foarte încântați să învățăm anumite lucruri de la ei. Capitanul echipei Invictus, Florin Oprea, a practicat voleiul din copilărie. A fost o experiență minunată. Eu, făcând volei și încă din liceu militar, parcă am rememorat puțin momentele când am început în acest sport. Este minunat că am putut să fiu alături de colegii mei și că am jucat contra unei echipe atât de bune, de care are o istorie în spate, și le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi și ne-au sprijinit în acest eveniment. Meciul dintre Steaua și Invictus a început în formații distincte, iar pe parcurs jucătorii au făcut echipe mixte. Cum a fost să jucați alături de jucătorii de la Steaua? Emoționant. Sunt sigur că au jucat să ne provoace, să ne ajute să ne învețe ceva. Asta cred că a fost și scopul. Având în vedere că ei sunt profesioniști, am avut chiar ce învăța de la ei. Le mulțumim după această ocazie. Partidele de volei înșezut i-au încântat pe spectatorii prezenți în sala Mihai Viteazul, iar atât sportivii clubului Steaua, cât și cei de la Invictus s-au arătat mulțumiți de spectacolul oferit, dar și de efortul depus. Mulțumim foarte mult celor de la Invictus pentru invitație. Este un sport foarte greu care solicită foarte mult brațele. Mai greu decât voleiul normal? Cu siguranță este mult mai greu decât voleiul normal, deoarece trebuie să te coordonezi foarte bine să ajungi la minge. Un meci special pentru noi, spune eu, o emoție foarte puternică să fim alături de băieți. Toți dintre noi învățăm o lecție foarte importantă, o lecție despre viață, cum să treci peste evenimentele grele din viața noastră, și cred că sportul e cea mai bună metodă. Mergem mai departe în viață, mergem mai departe de la meci la meci, învățăm din meciurile grele, din evenimentele grele din viața noastră și cu capul înainte, vorba aia. Cel de-al doilea meci din cadrul acestui eveniment i-a pus față în față pe jucătorii ce reprezintă Brigada 30 Mihai Viteazul și Statul Major al Apărării. Iar ultima partidă de volei înșezut i-a avut ca protagoniști pe reprezentanții presei și Invictus România. Încerc cât de cât să-mi reprezint țara cum trebuie și să-i fac mândri pe colegii mei și pe cei din țară, că să vadă că încă se poate, chiar dacă am fost rănit sau chiar dacă avem o problemă, încă se poate, încă se poate. Asta e cel mai important, să înțeleagă lumea că încă se poate și trebuie să facem sport și să ne mișcăm tot timpul. Echipa României, formată din 20 de militari răniți, va participa în luna mai acestui an la Jocurile Invictus de la Haga.